Ultima Liga 1 fără victorie, Chindia și-a adus antrenor de la FCSB și se întoarce la Târgoviște după 3 ani și jumătate. Toni Petre a fost de două ori aproape de titlu cu FCSB. Acum se va lupta pentru evitarea retrogradării cu Chindia. Eu cred că sunt șanse mari ca să îndeplinim acest obiectiv. La iarnă, Petre vrea să-i aducă la Chindia pe Dulca și Iani Stoica de la FCSB. Nu avem ce să facem, nu avem pe cine să transferăm, numai perioada de transferuri deschisă, până când se va deschide perioada de transferuri, nu avem alte variante. Din ianuarie, Chindia se întoarce acasă, la Târgoviște. Suntem în momentul ăsta, ok, pe ultimul loc, dar în niciun caz într-o situație critică din punct de vedere financiar.